Sezonul fructelor și legumelor este în toi, iar gospodinele se grăbesc să-și facă provizii pentru iarnă. În condițiile în care prețurile au crescut, moldovenii se limitează la cantitatea achiziționată, dar nu renunță la tradiționalele murături, compoturi și dulcețuri. Comercianții sunt nemulțumiți că pe an ce trece au tot mai puțin cumpărături. Piața centrală din Chișinău e aglomerată. Gospodinele au luat cu asalt teșghelele cu legume. Dacă în anii precedenți își permiteau să cumpere mai mult, în acest an s-au limitat la câteva kilograme. Am luat și 3 kg să-mi pun la muratul, că doar nu știu patăzele. Cât de puțin te-ai droaj. Dar el niciodată nu vreau să mai ieftin coarne. De timp a fost scumpe. La coarne nu renunțăm. Prețurile așa. O crescut o leacă, dar cumpăram că avem nevoie. Acum totul e scump. Totul e scump. Și oamenii lucrează, stau în frig. Muncesc și trebuie să prețuim și noi lucrul lor. Ia nimnogă pol kilograma cutila. Am cumpărat jumătate de kilogram de usturoi pentru conserve. Vânzătorii spun că în acest an se cumpără mai puține legume și fructe comparativ cu ceilalți ani. Pierele anul ăsta sunt o leacă dificil. Că nu prea sunt roadă, nu prea este. Erau 5 lei, 6 lei, 7 lei, dar anul ăsta ajungem la 20 de lei. Prunele sunt la 20 de lei. Și la conserve, dar și la, pentru mâncare se cumpără. Patlăjelile s-au sfințit o leacă, pepini, rogoșare și au rămas cum erau. Trebuie să gătească de iarnă cumva. Petrușcă, că 60, praj 20, păsărnac 35, avem leuștean 5 lei, mărar 5 lei, mărarul și țelina, că acum fac la, până la murături. La piața centrală, un kilogram de vânătă costă între 12 și 14 lei, iar unul de roșii 10-15 lei. Castraveții variază între 20 și 25 de lei. La mare căutare sunt ardeii și varza. Cumpărătorii scot din buzunare pentru aceste legume în medie câte 12-20 de lei pentru un kilogram. În același timp, un kilogram de coarne se vinde cu cel mult 35 de lei, iar unul de struguri 10 lei.